Luptătorul Ieșan Sebastian Cosmâncăl va înlocui pe Cătălin Moroșanu, colegul său de sală și antrenament în meciul cu turcul Murat Aygün, main eventul galei Super Combat, care va avea loc sâmbătă de la ora 20 la Idu Tennis Arena din Mamaia. În vârstă de 24 de ani, Cosmâncă a devenit cunoscut după ce a învins un grec mai greu cu 30 de kilograme decât el. Aygün are doar 10 kilograme mai mult. Cosmâncă, care avea un meci cu Glenn Cruz în Olanda, la 95 de kilograme cu 10 kilograme mai jos, Moroșanu vrea să-l împingă ca un fel de exponent al clubului de la Iași. Ia locul în ring, pentru că avem nevoie și de un român să lupte cu turcul. Cosmâncă se bate cu Aygün, care este antrenat de legenda K1 Peter Ertz, în meciul vedetă de la plus 96 de kilograme, care încheie gala World Grand Prix. De urmărit, alături de alte nume consacrate, precum Alexandru Negrea, David Kaspersky sau Amancio Paraschiv, este și Alex Filip, care va lupta la categoria super mijlocie, minus 77 de kilograme, cu grecul Fotis Ionis. Este al patrulea meci al meu la Constanța. După cum am mai spus, nu am pierdut niciun meci la Constanța, niciun meci disputat în Super Combat la Constanța. Nu vă promit decât că voi încerca să fac un meci extraordinar și să bucur publicul constanțean și nu. Constanțeanul nu-l provoacă pe gladiatorul grec. Ca de obicei, la intrarea pe ring, Filip va purta celebra mască Anonymous. Toată cariera mea voi fi așa, și anume nu voi vorbi înainte de meci, voi vorbi doar în ring. Alți 6 constanțeni se vor bate în gala din Mamaia la categoria New Heroes. Adrian Roșca, Mădălin Crăciunică, Eduard Chelariu, Ionuț Sandur, Cosmin Mărcuță și Cristi Stoica. Sunt Alex Filip, luptător Super Combat. Vă aștept sâmbătă seara să ne susțineți pe toți constanțenii care vor lupta în gala Super Combat Grand Prix Mamaia.